revizuirea Constituției este și în atenția minorităților naționale. Deputatul Ovidiu Ganț spune că au și câteva propuneri. Acestea se referă la o dată fixă pentru alegeri, introducerea noțiunii de regiune, atribuțiile președintelui și eliminarea ordonanțelor de urgență. În opinia deputatului Ovidiu Ganț, se impune stabilirea unei date fixe pentru alegerile parlamentare încă de acum. A doua duminică din octombrie pentru alegerile parlamentare, ca să nu mai votăm guvernul de Crăciun și bugetul în anul care urmează. Deci dacă faci alegerile la mijlocul lui octombrie, ai timp în luna noiembrie, după investirea guvernului, să votezi și un proiect de buget sau în decembrie. Grupul minorităților a întocmit o listă de propuneri pentru viitoarele atribuții ale președintelui și pentru desemnarea primului ministru. Noua majoritate conturată propune înlocuirea cabinetului în funcție cu un nou cabinet, propune și numele noului prim-ministru, fără să se mai treacă prin sistemul acela de desemnare de către președinte a unui nou candidat. Ovidiu Ganț ar dori ca în Constituție să apară și noțiunea de regiune. El spune că este nevoie de o cameră a Parlamentului care să reprezinte regiunile constituite. În momentul de față nu ne mai gonește nimeni. Deci nu mai avem nevoie de asemenea mecanisme. Putem să intrăm într-un regim și într-o viteză de legiferare absolut normală. Și de aceea credem că nu mai avem nevoie de ordonanță de urgență.